Șoferii nu trebuie să uite să își curețe geamurile, pentru că și în acest caz riscă amenzi prevăzute în noul cod rutier 2022. Potrivit autorităților, parbrizul, luneta și geamurile laterale murdare le restrâng sau chiar le estompează vizibilitatea. În cazul în care curățarea mașinii nu este o prioritate majoră pentru tine, vei plăti amenzi de până la 1200 de lei dacă neglijența ta se extinde și în cazul parbrizurilor. Practic, dacă este afectată vizibilitatea de la volan de murdăria de pe geamurile mașinii, riști să fii sancționat în situația în care te vede un agent de circulație. Părerea este foarte bună să-i amendeze, pentru că atâta timp cât au minunile ăștia pe parbriz, nici nu pot să vadă la treceri, la vizibilitatea redusă, da. Mai exact, din data de 27 februarie, polițiștii rutieri vor putea sancționa nerespectarea obligației de a menține permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului, tractorul agricol sau forestier, dacă prin acestea se restrânge sau se estompează vizibilitatea în timpul mersului. Amenda e un pic prea mare, dar trebuie sancționat tipul ăsta de, cum să zic, de conducători care nu se încadrează. Că odată neavând lumină suficientă, mai ales la lunetă, da, și chiar la parbriz, poți să creezi accidente fără să vrei, indirect. Că nu te mai poți orienta corespunzător dintr-o cabină. E foarte bine, pentru că pleci cu cineva pe drum, faci accident și nu știi ce se întâmplă. Nu vezi să nu șoferul, mi s-a întâmplat o grămadă și nu știu cum m-aș face fără să-mi luneta, măcar luneta să fie măcar curățată, unde pot să văd vizibilitatea să fie bună, că dacă n-ar fi bună, dar pe un om pe stradă, ce, romor și între pușcării. Actul normativ nu stabilește clar ce înseamnă ca geamurile să fie murdare, dar ne putem gândi la geamuri acoperite de noroi, praf gros, zăpadă sau orice alte substanțe, ce odată depuse pe geamuri restrâng sau estompează vizibilitatea.